România a emis o nouă alertă la nivel european privind comercializarea de măști neconforme. Printre produsele identificate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului se numără mai multe măști vândute sub formă de mască albă de protecție respiratorie cu semifață. Produsele nu sunt certificate ca echipament de protecție de către un organism relevant. Stăm de vorbă cu domnul Eduard Cosminski, chiar acum în legătură telefonică directă, președintele ANPC. Bună ziua și mulțumim pentru intervenție. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Vă rugăm să ne explicați mai multe despre aceste măști și despre această alertă. Da, mai bine spus, e vorba de încă 5 alerte transmise de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului din partea României către sistemul de alertă rapidă RAPEX, deci sistemul de la nivel european, în condițiile în care aceste alerte transmise de România au și fost validate, astfel încât ajungem la un total de 17 alerte descoperite pe teritoriul, produse neconforme descoperite pe teritoriul României, care au fost transmise și către celelalte țări membre pentru a le urmări dacă există pe teritoriul lor la vânzare. Sunt produse total neconforme, sunt produse care nu asigură niciun fel de protecție împotriva COVID-19, sunt produse care, deși aveau marcajul CE, nu erau autorizate de către o instituție abilitată în acest sens. Cantitățile de măști neconforme sunt din ce în ce mai mici. Practic, în momentul de față am putea spune că deja lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Toată lumea știe ce presupune o mască care să asigură protecție pentru COVID și de unde trebuie să și o achiziționeze. Bun, dar sunt persoane la această oră, poate pe străzi, care poartă măști neconforme și dacă da, la ce ar trebui să fie atenți? Așa, pe scurt, niște chestii elementare până la urmă. Da, sfatul meu pentru consumatori este să cumpere aceste măști doar din spațiile care sunt autorizate, respectiv din farmacii sau din magazinele care au raioane pentru produse de protecție. Bineînțeles că sunt și măști, să spunem, personalizate sau măști homemade, dar nu trebuie să se aștepte la niciun fel de protecție împotriva COVID-19 cei care le poartă. De unde provin aceste măști? De unde ați constatat că provin în România? Deci sunt două surse. Deci vorbim despre surse din afara comunității europene, în speță Republica Chineză, și o a doua sursă sunt producătorii locali sau făcute în regim propriu aceste măști. Ați retras anumite cantități de măști de pe rafturile magazinelor? Am retras o cantitate foarte mare de măști. În decursul controalelor efectuate de către ANPC am retras aproximativ 32 de milioane de măști ca fiind neconforme. Această retragere a fost temporară până la remedierea deficiențelor constatate. Practic au fost mai multe deficiențe de etichetare, de informare. Da. Ele practic fiind din punct de vedere tehnic valabile, ulterior după au fost reintroduse spre vânzare. Iar definitiv am retras 725.000 de măști la total neconforme.